Se pare că am o experiență în a strânge că care ea burește. Au fost niște jigniri acolo, a fost destul de grav. Sau nu mai bine scăpăm de perversiune și pe aia ne jucăm noi, râdem, glumim ale noastre? Lucrurile iau o întorsătură neașteptată în a patra zi din Buzz House. Din cauza spiritelor foarte încinse din primele trei zile, până și cei mai liniștiți concurenți încep să aibă divergențe. Mesaje private ies la iveală și după probă începe un nou conflict. Ideea este că ea a spus ceva pe un cont privat. Ești ca o țică, efectiv. Sună la poliție. Părerea mea este că nu trebuie să ajungă la violență fizică. Astăzi, concurenții merg la fermă și trebuie să muncească cât mai mult pentru a nu ajunge la duel. Pentru că de acum încolo, toate duelurile vor fi eliminatorii. Dragia, vină și tu, că dacă mor eu, mor și vino tu. Vină mă încoa, băi. Eu n-am intrat pentru că mi-e rău și pute de numai. Da, n-am treabă, după ce am vomitat, sunt ok acum. Ai vomitat? Cine are imunitate la finalul zilei, dar și cine riscă eliminarea, vom afla în episodul 6 din Buzz House. Bună dimineața, dragi concurenți! Până acum vi s-a părut că probele au fost destul de simple, nu? Și banale așa și plictisitoare, nu-i așa, Iorga? Uh-huh. Am înțeles. Așa, eu n-am zis mai grele, am spus mai interesante. Mai interesante. Bun, astăzi avem o probă foarte, foarte interesantă, fiindcă ne aflăm la o fermă. Lângă mine se află domnul Tinu, care este fermier. Sănătate. De când s-a născut. Sănătate! Spuneți-mi, vă rog, ce animale avem noi aici la fermă? Avem ceva, vaci, porci, găini, să ținem gospodărie proprie. Avem și o iapă. Uitându-vă la concurenții noștri de astăzi, credeți că se vor descurca să vă ajute în gospodărie? Așa credem, că tati se descurcă. Domnul Tinu, vă mulțumim frumos. Sănătate bună. Și am onoarea să invit primul concurent. Iorga, te rog, vino aici. Pe această roată sunt activitățile care vă vor pica astăzi. Fiecare concurent va avea parte de 3 activități distincte și credeți-mă, bă, credeți-mă, nu vreți să ajungeți la duel. De asemenea, astăzi contează munca. Deci astăzi e ca un episod din la muncă, în sensul în care domnul Tinu va fi cel care vă va evalua pe fiecare și va decide dacă intrați sau nu la duel. Deci el va fi cel care vă va da punctaj fiecăruia, da? Nu noi, noi nu facem nimic, trebuie să-i mulțumiți pe domnul Tinu. Acestea fiind spuse, am onoarea să vă prezint activitățile de astăzi, dragii mei. După cum vedeți, aici avem animalele și aici avem ce trebuie să faceți la animalele respective. Acestea fiind spuse, Iorga, te invit să învârzi roata. La tele, o, bun, nu-i c***! Trebuie să murgi vaca. Simpatic. Perfect. Hai, următoarea activitate, deci o să murgi vaca, după care o să... Crezi că am scăpat ieftin, drag. Nu, 3 activități de fiecare. Opa! După care va trebui să... Ia stai mă, cum vine? Trebuie să faci curat la cai, la iapă. Și ultima activitate, Iorga, hai să vedem. Va trebui de asemenea, Iorga, să... Ia să vedem. Să faci curat la porc. Trebuie să speli porcul. Asta e un frumusețare a porcului. Trebuie să-i faci un întreg treatment. Erica, te invităm să vii aici. Ai vreo frică, ceva ce nu vrei să faci azi? Eu nu vreau să strâng, dar ceva îmi spune că o să strâng la cal, la vacă și la porc. Hai să vedem. Te rog să dai de roată. Trebuie să dai de mâncare la porc. Trebuie de asemenea să... Este, mă! Să curăț! Să faci curat la porc. Mamă, ce-mi place, ce okay. Bine! La roata aia, tot ce-mi doream este să nu-mi pice de 3 ori hândel, nu? Hândel ziceau ăștia. Hândel. Asta voiam, să nu-mi pice de 3 ori hândel. Hai să vedem dacă prinde pachetul. Te să mulgă vaca. Mulgioile nu, mai mult ciobanii. După Iorga și Erica, concurenții au învârtit roata pe rând, iar rezultatele au fost astfel. Scaret, Maia, Cezara, David și Costi trebuie să facă curat la vaci. Ce, face curat la vaci? Erica, Iorga, Drăcea și Maia trebuie să murgă vaca. Iorga de asemenea trebuie să facă curat la iapă, în timp ce Costi trebuie să hrănească iapa. Iar Scaret și David trebuie să o pieptene. No! Lasă-o! Pierde-n carul, bă! Maia și Erica trebuie să dea de mâncare la porci. Iar Costi, Erica, Ericopter, Drăcea, Maia și Cezara trebuie să facă curat la porci. Cosmetizarea porcilor, în schimb, ține de Cezara, Drăcea, Ericopter și Iorga. David trebuie să curețe la găini, iar Scare trebuie să dea de mâncare la găini. Domnul Tinu, înainte ca ai noștri concurenți să se apuce de treabă, spuneți-ne ce trăsături trebuie să aibă un bun ajutor de fermier. Ce trebuie să facă ei astăzi? Prima dată trebuie să-i placă. Ne-ați pierdut din start. De cât timp n-ați mai făcut curățenie acolo la animale? Dar pe de ieri.
E rejer. Sunt mâinile. Domnul Tinu va evalua pur și simplu cum munciți fiecare, da? Proba ca proba. Da, duerul mânca vaștarentul vostru. Domnul Tinu, vă mulțumesc. Dragi concurenți, să înceapă proba. Se c***a fix în momentul ăsta, frate. Și ce faci? Nu intru aici. Prima dată la curățenie. Ne vreau să sângeți? Da. Haide să vă arăt. Uitați aici, că merge ușor dacă... Da, sigur, și dăm un spre exterior. Dar tu vezi ce cărli au toate... Bă, uite, nu am freță de tineri de ăștia care ascultă trep, toate, dacă tu ești doar acolo sus, știi că e berechet în cap. La freză, mă, știi că e berechet. Mamă, să p***a una. Să opriți și voi robinetul acolo. Unde mă bag? Ziceți-mi unde mă. Ajutați-o pe domnișoara de acolo. Hai mă, că nu e așa rău. Ție fac frumusețe. Vita le place, dar să facă curat la ele n-ar face. Așa, dați-mi, haideți oameni, că eu am fost la bunica, eu sunt obișnuită cu de-astea. Haideți aici, Așa, în ce direcție trebuie să... Îl duceți aici. Așa, îl duc acolo. Da. Și pe urmă să-l dăm afară. Ia uite, influencer de beauty. Îi fac un skincare rutin original, ia uitați-mă. Dumnezeule. Eu n-am intrat pentru că mi-e rău și pute de numa. Vreau să ies, se poate? Eu nu intru acolo că mi se face rău, vomit. Am intrat în ușă să văd despre ce e vorba și am văzut c***ul la fier din care ieșea abur, mi s-a făcut rău. Am vrut să merg, nu mă deranja gândul să pun mâna pe ei, dar nu puteam să respir de miros, foarte sensibil la miros. Mi-a venit să vomit, mi s-a făcut rău, nu puteam. Prima dată se face curat. Se trage în spate și pe urmă se dă afară. Ok, deci pur și simplu luăm c***ul și l-aruncăm în gaură. Da, cam în partea asta aici. Nu, să mai vină unul aici, să fie doi partea și doi de alta. Mă bag eu să iau de sub bagi ca să nu se dea o copită. Și tu le scoți. Hai să-i dăm. Hai, Davide, că pute. O lovesc pe vacă dacă-i dau pe unghii? Nu, uite că se dă singură. E delicată. Bă, cel mai greu mi s-a părut prima dată când trebuia să mă duc să curăț la vaci. Adică acolo mai aveam puțin și spuneam salut. Dar nu mă așteptam că după ce vomitam să mă simt mai bine. Noroc că m-am simțit mai bine, că cred că nu mai făceam, sincer. Da, n-am treabă. După ce am vomitat, sunt ok acum. Ai vomitat? Da. David, vezi că vin cu o comandă specială. Da, stai niște. E deja destul tiramisu aici. Să mor eu dacă mai zice cineva de mine că sunt fițoasă sau ceva. Domnul Dinu, spuneți-mi vă rog din inimă că aveți o gură de aia de palincă de țară. Scarli, am o idee. N-ai vrea să încep din capătul ăla ca să eu să-l dau așa în față, știi ce zic? Să vin de acolo încolo? Da, ca să-l ducem pe tot, știi că dacă încep din capăt, eu îl iau ce scos tu acolo, eu îl iau și îl împing mai la deal. Așa, uite că și-a făcut loc sora. Stai ușor frumoasa, stai ușor băloasa. Ce frumos cade, ca o felie de gem așa pe jos. Foarte satisfying. Și aș vrea să fie vreunul pe aici, pe afară. Pe la țigară să-l pună pe ceafă. Ar trebui proba pusă la olimpiadă, mă, când te ia pe la spate așa. După ce ai băgat 60-70 de kg de norocel, domnul operator puțin așa să nu vă iau și Adidasul. Și am plecat. N-ar fi rău să am ajutoare așa în fiecare zi. Ar merge treaba. 50 de lei și 2 mese și eu sunt al dumneavoastră. Cât material scot astea într-o zi, bă. Bagă materiale, bă, nu glumă. Ești că zuribiști? Nu, ieșim la niciun aer. Ce, nu-i gata, am terminat, nu? Trebuie să dăm asta tot afară și aia e. Bravo, tata. Sper doar să nu se mai cace niciuna. Trebuie să luați ceva rumeguș de aici, să pune sub băiale. Așa? Da. E perfect? E perfect. Oi, să rămână, dacă mi-a ziceți și palinca aia, mă mut aici. Când terminăm, bem palinca. Am făcut echipă cu David Ioan. Cine s-a așteptat la chestia asta? Ajunge. Ajunge? Ajunge, da. E bine. Să trăiți, am înțeles. Costi? Da. Voi acum vă apucați de pus rumeguș? Păi dar n-am știut, noi eram afară la vorbă. Păi de ce erați afară la vorbă și nu erați la muncă? Hai bă, Cezarea, terminat, că oricum te votăm. Păi am terminat. Să te mai duci undeva, Costi, cu votul tău, cu tot. Poate arunci și pe tine niște rumeguși. Ce face văcuțele, mâncalea ciobilele. Olu, iartă-mă, să mor de amrut. Da, mă, și care chestia, că nu trebuie să faci curat. Ca cum mai face la tine în cameră, știi zic? Normal. Trebuie să mai lași puțin. Că aiurea și ele se simt prost după aia, că e prea curat. Dar ce era? Uite, că nu mai e nimic. Da, bă, fără mișto, am făcut lună. Ce dracu să mai spun? Că nu spăl nici hainele singură. Nu sunt pregătită fizic pentru proba asta, sper că ne bagă și în training, da. Trecem cu acostele. Opa. Ia uite pe tine. Poți să pun la loc? Fetița. Care mă, doar ăsta e? Hai, măticule, pe ăsta. Mamă, dar uite cu tine.
Să moară Natasha dacă, dacă îmi dă ăsta un pumn. Dar bine, procedee nu știe, se vede. N-are, n-are cum să dea cu pumnul. Revol, revol, stai direct în spatele lui când ți-a băgat da, piciorul în barbă. Da, dacă îl prinzi în arm break, să-l prinzi așa de picior. Dar eu fac pe aia lui Undertaker, dacă știi. Da, piciorul da. În gât așa. Îl ții de gât așa. Păi ce mă, două lopeți avem, mă? Păi da. Două lopeți, da. M-am obișnuit cu animale, sincer, mie îmi plac animale. Mie, uite, de cal pot să spun că mi-a fost frică puțin, că bă, era foarte mare, frate. Adică orice ar fi făcut și dacă s-ar fi dat mai încolo, tot putea să mă omoare, orice făcea putea să mă omoare. Rănește-l. A avut mânz? Și unde e mânzul acum? În afară? A plecat la muncă, da. A plecat la muncă în afară. L-au luat ăștia de la Ferrari, imagine. Ha. Hai, ticule, că faci mai bine ca la tine în cameră. N-am intrat la tine în cameră, era jale. Și-a, uite-o, bă! Oh my god, pot eu prima, pot eu prima, hop, stați că e mai... Oh my god, avem și porci micuți, hei, iubiții! Băi, uite-te la ei, oh! Vezi că mușcă porcii. Serios? Da. Jură-te! Cum miroase. Mânca mea oh my god. Hai, vezi, nu, doar rahatul, nu fânul ăla. Ăla-i fân sau e caca? Mi-e rău. Dă-te mai în față și-l trag eu. Sau vrei să mă duc eu? Stai, mă bag aici și trage-l tu. Aia zic? Ai intrat. Perfect. Aici se poate observa o pană. Cangolam porcii ăștia. Nu știu au făcut, dar nu e de aici pana asta. Deci uite-te și tu cum se uită la mine. Are, are privire de șmecher. Vrei să mai facem schimb? Nu, e ok, ok. Bine. Că eu sunt micuță și mă bag aici și perfect. Îl ți-l dau. Ia uite, fix în spate. Așa. Curățenie. Opa, e cam squeaky clean dacă mă întreb pe mine. E rumeguș acolo? Dar ce face rumegușul ăsta? Se culcă să nu se mă operească. Dă-i ticane așa și pe aici ticane, auzi? Gata ticane, a? E bine? Da. Și am plecat cu ea. Gata cu stele. Unde o duc? Trebuie să mergem să o și răsturnăm. A, pe morman acolo. E ticule? A, că mă duc eu cu ea. Întoarce și aici. Ce mai avem treabă cu ea? O parcăm, da? Dă-i, 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 merge, merge, merge. Has! Și ce-i facem? Doar vrei să le iau șervețele umede? Bă, dar el e deja frumos, contează personalitatea, nu... Vă facem tutorial aici, unde miroase foarte bine. Vă prezentăm să... un kit de beauty Piggy's Clean. O să-i facem un glowy make-up look porcului. Hai, pis. Tocmai m-a întrebat mama. Porcul ce tip de coafură crezi că m-ar avantaja să am intrat așa tiptil oarecum și vorbeam cu porcul. Ziceam, bună iubită, ce mai faci? Nu știu ce, ca să setăm acolo o relație de prietenie ceva. Bă, mi-e frică, mârâie gen. Dă-i și tu un pic pe ureche acolo. Băi, femeia mea, instant cum am intrat în coteț, a început să facă ca toate visele și o văd că se îndreaptă spre ieșire. Am zis, gata, asta e, sezonul 2 reloaded, iarăși pierd porcul. Clar am fost pusii original la faza aia. Adică recunosc că aș fi sărit dacă nu era roaba aia, m-am blocat, am fost cel mai prost. Nici măcar nu m-am salvat, nici nu am fost bărbat. Recunosc că am fost fătălău rău de tot acolo. Respect Cezara. Drăcea instant să sară în roabă cu handel. Nu voiam să sar, voiam să văd dacă are loc. Cezara să treacă pe aici. Am vrut să văd dacă e bună asta, poți să calci. Hai cu mine, hai cu mami. Ușor, bravo, iubitu. Așa, opa. Hai, calm, calm, calm. Dragia, vino și tu, că dacă mori eu, mor și vino tu. Vino mă încoa, băi, uite-mi cu Cezara. Ai aici doi clienți murdari. Așa. Numai buni, nu da cu de la umed. Nu cu de la umed. Poți să intru la ei? Sau stai, că intru așa. Gata, am șters nasul. Hai să facem cel mai mare prank. Am închis-o pe Cezara o săptămână aici. Survival guide. Ok, bine ați venit la skincare routine cu porcișorii. Haideți, iubiții, veniți la mami. Hai, așa, calm. Hai, vino încoace. Wow, 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 ușor, ușor, ușor. Dacă mai face... Băi, calm, calm, calm. Băi, eu zic că am făcut o treabă decentă. Sunt ștergi, sunt impecabil. Au. Hai. Stai că nu pot să mai ies. Așa? Tu o mână. Perfect. Am făcut și treabă. Hai, pisi, vină încoace să-ți șterg năsucul. Hai, dar tu insisti. Bravo. Bă, vreau să fie clean. Treaba ta, Cezaro. Wow, eu știu wow, că gata, nu faci așa la porc niciodată. Am curățat și porcul. Ia uitați ce a ieșit din el. Era perfect curat, aveți grijă, e foarte frumos, e bine. Gata, asta a fost tutorialul nostru, cum să cureți un porc. Dacă aveți porci în oraș, veniți să le facem unghiile, ce vreți voi. Fân îi dăm? Da, îi dăm fân. Gata. Uite, aici miroase frumos. Vintage. Aici s-o f***a ora. Mamă, asta e moartea mea la puteți acolo. Adevărat? Are mama aia, o căpiță. Da. Și-ți faci talentul cu ele? Bagă în stânga, așa. Hop, hop. Steluța. Aici, așa, și trage mușa. Da, să nu tragă curentul. Îi pune și zăvorul. Gata, Costel? A, lejerache, mă. Frumoși ca ai. O, asta te duci. I-a spus lui Costel să ne mergem la discotecă pe aia. Cu o furcă mână. Ha, mă, care este, mă? Care este pești mușbe, chel? E cu furcă, e cu torța în spate. Deci dau de aici mai întâi? Da, în spate niciodată, știu da. Asta. Chiar da. E curățică. Este extrem de drăguță. De ce nu pot să mă duc mai jos pe la burtă să dau cu asta? Aici se gâdule, mai jos. Aici puteți să dați până pe picior în jos. Și în față la fel? Că în față n-am dat. Aici are vârtej calul. E cam emo dacă mă întrebați pe mine. Mi se pare atât de satisfying cum mănâncă. Deci nu vă imaginați. Hai mă să-i botezăm pe ăștia mici. Frumos, e curat aici, a zis că stă în Airbnb. Oricum.
Ce faci, mă, Ghiță, mă? Ghiță, ce faci, mă? Ce faci, mă? Eu trebuie să dau mâncare, neantinul, la da? Porci, da. Hai să mergem să aducem mâncare. Hai. Și eu trebuie să-l spăl, ce să-i fac? Uite cât de bine arată, na. Nu să nu iasă porcul viața mea. Nu iese, că e pe-n piedică. Hai să-i facem o codiță. E facem fix aici, așa, în mijloc. Nu știu dacă știi, Scarlet, dar nevăstuica se urcă pe cal să facă codițe. Nevăstuica? Înseamnă că ești nevăstuica roc. Pe băieți nu-i pot opri, zgomotul de va trezi. Nevăstuica roc. Pe scenă viața-i mie. Nevăstuica șoc, acasă-i nebunie. Uite, ce să umblu la porcușorul ăsta? Ce pot eu să umblu? Nu o să facem nimic porcul, că simt omul bun. Să vezi ce mănâncă neasta aici, de Crăciun. Să dau un pum, vreau. Să dau un pum, să trag un șut. Dau pum. Gata, frumusețe, ai și codiță. Mergem să dăm la găini de mâncare. Da? Cam câte sunt? O umplu? Aia, nu mă ajutați, nu mă ajutați. Ce să fac eu? Găinile sunt în față? Așa. Bine ați revenit la un nou episod din Curățând Rahat cu David Ioan. Oh, oh, prr, prr. Băi, e mult mai ușor la găini. Problema este că să vă spun sincer, nu prea îl văd, nu văd rahatul, sincer. Adică văd doar niște, nu știu, zici că e o dita mai grămadă de praf. Dar eu îl voi curăța. Bă, dar nu mi-am făcut nimic, mă, frate, ce are cu mine? Hai, Ghiță, vină-mi cu Ghiță să te spăl și eu un pic, a? Ia, fii atent cum fac. Iau șervețelile umede, le pun pe cârpă așa și dau lui Ghiță un pic, dar el e curat oricum. V-am spus, e păpușă. Hai la teca, vină-mi cu un pic. Nu mânca șervețelul, nu mânca! Dacă nu știe cum se deschide. Hai la teca, coleg. Hai, stai, Ghiță, un pic, stai un pic, Ghiță, acolo. Da, un pic, mă, Ghiță. Uite, pe la urechi, pe aici, unde a zis Diana. În urechi nu vrea să-l șterg? N-ai un bețișor de la mai mare? O torță. Să-l șterg un pic pe la urechi. Eu o decidă. Stai cu minte că nu e de mâncare astea. Hai, Ghiță, hai. Vino încoa. Câte fise ai? Două? Vezi că de două fise îți bag spumă n-ai. Îți dau așa de două fise. Ba, și pe aici? Îi place al dracu de stă așa pe loc. Îți place, mă? Hai, Ghiță. Hai, Ghiță. Da, îți dau și pe la bot un pic? Dau un pic pe la bot? Mă lasă, mă. Mai stai tu un pic. Îl ștergi la c*** un pic? Hârtie genică aveți să ștergi pe lăcă? Hai să începem. Prima dată trebuie să o spălăm pe țâțe. Ok. Pe uger. Stați-mă să le arăt un pic. Uitați-mă. Eu nu pot să fac asta. E cu două mâini se împunge. Păi da, dar acum cât o spăl? Da, cât o spălați. Domnișoare, următoare. Deci eu pot să fac la asta la altă țâță? Nu, că se împunge tot din două țâțe și cu urmă din două. Superb este. Chiar te ajut și eu. Stai că mai spălai. Bravo, mă, Ghiță, mă, Ghiță. Nu ce liniștistă, vezi? Ăsta simte omul bun, dacă venea altul, făcea ca toți dracii ăștia pe aici, dar te simte, mă, suflet bun, vezi? S-a zbrit și pielea pe el, pe aia mâna asta magică. Îți place, a? Gata, și cam ăsta e porcul, două fise, este ca nou. N-a avut bani de spumă, dar data viitoare poate strânge și el, economisește. Bă, mai e timpul la Crăciun, mai strânge bani și dă și cu spumă data viitoare. Două fise ai avut, acum să nu mi te superi. Tu nu mai mulci la vaca mea dacă nu speli la ea, atâta zic. Haide! Haideți la asta la altă dacă vreți. Vaca mea e vaca mea, vaca da. Ta e vaca ta. Nu, nu pot să fac, scuze. Nu mai vrei. Și am încercat să pun mâna pe țâța aia să o spăl, dar nu pot. Și m-am dus și când am pus mâna pe uger, țâță, s-a fost udă și moale și mirosea horror. Atunci am zis să o tăia filmul și am tăiat asta. De unde le apucați? De sus, ca și cum? De da. Mai sus? Și să strânge prima dată sus și pe urmă în jos. Țineți găleata. Așa? Așa, așa da. O țin, da? Da, e bine. La mult suvace am fost un pic emoționată, nu o să te mint, pentru că mirosul era super mirosul. Era mi-a plăcut mult mirosul. Dar m-am mobilizat, zic, bă, hai, bag nasul în geacă în ce aveam eu pe mine și dau înainte că n-ai ce să faci. Ia, ia. Ia, vezi! Da! Ioi! Of, au ținut acum mai bine, gata. N-a ținut bine găleata între picioare. Să vărsăm laptele. Merge treaba, merge. Merge. O să mulgeți că să puneți la cafea dimineața. Bă, ia cadrul aici strâns, pe cât de bine mă descurc, doriți să vă mint? Ia uite, bam! Pune și tu, Erica, de 6 cafele. Uite la asta aici. Îmi place, e bună. Da, asta e vacă cu minte. Perfect. Pe ce parte stau? Pe partea dreaptă să mulgeți întotdeauna. Pe partea dreaptă întotdeauna. Am reținut. Ce fac, o spăl întâi, nu? Da, prima dată o spălați. Vă arăt cum. Să vă descurcați, uitați. Ia să vedem. Doar țâțele cum ar veni. Da, tot țâțele numai. Perfect. Că poate mă lua val, o spălam tot. Deci ca și cum ai aerisi caloriferele. Da. Deci o spăl și aerisez, da? A, așa, aha. Bă, seamănă cu ghimbirul. Și acum mai de sus? Sau cred că le-ați desfundat noastră? Le-am desfundat eu. Acum numai... A, nu mai desfund, da, doar fac acum, nu? Nu o ștergeți pe țâțe. Aha, cu asta. Trebuie șterse, da. Așa. Gata, e țiplă. Așa și mă pun pe treabă? Așa. Problema e că șoz mare. E, dar o ține găleata așa înclinată, să tot ce ai... Așa. Așa? Și cum fac? Aha.
Săraca. Bă, sunt foarte cald, de n-o să mint, la cât am stat în frig afară e binevenit această probă. Zi să strâng mai tare? Aaa, fii atent. Da, toată casa concurenților acum miroase a grajd. Adică este jale, având în vedere că aveam deja un aer închis pentru că nimeni nu-și deschide geamurile. E jale. Băi, filmați asta? Mi-a plăcut și cu animalele, dar mi-a plăcut. Am băut palincă, am mâncat sărmăluțe, balmoși. Bă, a fost extraordinar, oamenii foarte mișto, domnul Tinu, super băiat, mi-a plăcut de dânsul foarte tare. Să mai vedeți la noi, să ne eliminăm. De mere. De prune. La asta ne pricepem, dacă ne dați mai multe probe de astea. Dragii mei, hai să vorbim un pic despre ziua de astăzi, pentru că până astăzi mi-a tot spus, domnule, Bass House-ul ăsta e prea simplu, nu e așa interesant, dă-ne ceva mai greu, dă-ne ceva pe acțiune, pe... ne-am plictisit, când a venit greu v-ați ascuns pe acolo, pe spate. Câțiva dintre voi, nu toți. Dă-mă cu nume, ce ți-e frică? V-am spus că această probă este dictată de fermier, fermierul de rezultate, noi nu ne implicăm deloc. Domnul Tinu, exact. Gata, ți-ai făcut exact, tare, domnul tare, Tinu. Dragă Cezara, tu astăzi chiar ai muncit, ai rupt. La un moment dat aproape ai fost atacată de un porc. Și voiam să te întreb... Asta-i porcul. Nu descarcă. Pe un alt porc. Așa. Da, eram cu drăcea în graj și m-am dus să șterg porcul să-i fac un polish. Vreau să te întreb dacă ai vrut cu orice preț să nu ajungi la dureri sau pur și simplu ți-a plăcut activitatea de azi? Păi, mi-a plăcut maxim, pentru da? Că eu vara mă duc la bunica și fac de-astea. Deci tu ai fermă la țară? Da. Am înțeles. Și eram obișnuită cu mirosul cu astea și chiar mi-a plăcut, mi s-a părut frumos. Am stat după la sarmale, la palincă, am cerut și în timpul probei, palincă. Eu le-am zis oamenilor că vin și la vară să-i ajut. Jură-te că te duci tu la țară până acolo, la vară până acolo sus. Promit că mă duc. Pentru imunitatea asta se duce. Bă, oricum, felicitări, chiar ai avut o prestație foarte, foarte interesantă astăzi. Mulțumesc. Erica! Am înțeles că astăzi ai descoperit o nouă pasiune și anume mulsul vacilor. Da, de când îmi doream, de foarte mult timp îmi doream. Se-a plăcut, nu? Da, mi-am pus eu dorință de când eram mică și am zis, mamă, într-o zi vreau să ajung la Bass sau să mâng o vacă și s-a întâmplat. Și mai eram super fericită. Puterea manifestării. Vreau să te întreb dacă mai ții minte cum o chema pe vaca aia sau n-a însemnat nimic chema, pentru tine. Nu, cum să nu însemne nimic pentru mine? Mă gândeam că a fost așa, azi mâng o vacă, mâine încă. Am creat conexiune, am avut un bond, o cheamă Ruja pe vaca mea. Ați bonduit tu cu Ruja. Adriane? Am văzut că tu ai fost foarte impresionată car, te-a marcat carul ăla. Vreau să te întreb, dacă nu ai o cameră acolo, ce făceai cu carul ăla? Mă urcam pe el, eu ne-am spus ăștia, să iei un cald de la Storuș pe el să te duci la discotecă. Păi mai vorbește vreunul, mă comentează unul. Cu furca pe dreapta. Furca, da, să mori. Asta e visul tău, nu? Așa se duce să-și ia fata de acasă. Domnul Drecea! Da, vă rog. Ai fost cu Cezara la porc acolo și am observat că în momentul în care porcul a atacat-o pe Cezara, s-a văzut instinctul tău de supraviețuire. Vreau să te întreb, da. Ce făceai? Verificai dacă e calea liberă să poată să iasă Cezara sau ce făceai pe acolo? Eu i-am zis să nu se ducă atât de adânc și a intrat și eu n-am mai văzut-o pe aia, am văzut doar porcul și am zis că e deja prea târziu pentru Cezara. A zis că n-are sens să murim ca proștii amândoi. Fața aia face câteva mii de euro pe zi trebuie să aia roaba de bălegare. Îți duceam povestea mai departe. Avea niște contracte neonorate, Drăcea, niște reclame de făcut. A zis, bă, nu poți să las clienții așa fără... Dacă nu mă fenta domnul Tinu să-mi pună roaba, nu știu, scăpam de acolo, dar am rămas. S-a oprit efectiv în tocul ușii și s-a uitat la roabă, s-a întors la mine, s-a mai uitat la roabă și s-a oprit porcul și atunci s-a calmat. Maia, tu astăzi ai avut de dat de mâncare la porci, de curățat la vaci și de murs vacile. Și vreau să te întreb dacă măcar ai făcut așa contact vizual cu vreun animal. Am intrat acolo la vaci și am pus mâna așa... Ai pus mâna? Da. Ai pus și mâna? Pe țâță. Da? Da. Am pus un pic mâna și am strâns odată și după aia mi-am treasă că mi s-a făcut scârbă și mi s-a făcut rău. De la miros? Da. Și de la feeling. Deci era și feeling-ul. Iorga, mâncarea ți-a plăcut azi? Sarmalele? Da. Mă bucur, pentru că în rest ai venit, ai văzut și ai plecat, adică nu... Am văzut că la un moment dat totuși tu chiar ai avut intenția, că ți-ai dat unghiile jos de la o mână, voiai să nu, pui mâna... Nu, mi-am pus doar la o mână. A, nu ți-ai dat jos? Nu, n-am avut, am apucat să-mi pun una și m-a luat somnul mine până astăzi. Dar nu m-a deranjat gândul, adică eu când am vrut să merg acolo, dar n-am putut de miros, mi s-a făcut rău, am crezut că vomit și n-am avut copilărie la țară sau de-astea ca să mi se pară ok. Unde ai crescut tu? București noi. În București noi, ok. Nu ți-e frică că o să ajungi la dureri? Decât să miros că ăla. L-am văzut, am vrut să intru și am văzut că ăla nu știu, fierbea, era cu abur și n-am mai am zis, nu. Plăcit de caldă era. Era proaspăt, nu? Da, nu e de mine și eu. Adică n-am vrut să am dalea în mine că nu fac eu de-astea, dar n-am putut, efectiv, am vrut, dar nu s-a putut. Păi acestea fiind spuse,
vreau să vă anunț cine intră la duel, ceea ce a decis domnul Tinu, pentru că soarta voastră de astăzi este în mâinile domnului fermier. Și la finalul tuturor activităților voastre de astăzi, domnul fermier ne-a spus nu unul, ci două nume pe care le vrea la duel. Astăzi vor intra două persoane la duel, plus o persoană pe care voi o veți vota afară. Și persoanele care astăzi intră la duel sunt... Iorga și Maia. Foarte perspicace. Și Maia. Iorga și Maia... Nu înțeleg nici eu cum și-a dat seama, însă Iorga și Maia astăzi intră la duel. De ce te uiți așa la mine, Iorga? Asta nu te așteptai? În fiecare zi. Treci peste, asta e fața mea. Mi se pare că astăzi gen te uiți 5% mai urât pe mine decât te uiți de obicei. Nu, că e vina mea, eu n-am vrut să intru. De ce aia zic, nu te uiți urât pe mine, nu? Ia zâmbește, dă-mi un zâmbet. Ai, nu fi obraznic. Am un zâmbet. Nu? Ok, bun, gata, nu mai vreau să insist. Uite, a zâmbit, nu mai vreau să insist. Vezi ce unghiare și vezi ce mașina în parcare, pune-le tu cum trebuie. De asemenea, a fost cineva care a avut niște aptitudini excelente astăzi și niște performanțe de invidiat. Avem o persoană care astăzi are imunitate și fermierul a spus, nu Ticu, nu, e o altă persoană despre care fermierul a spus, dom'le, nu știu cum o cheamă fata aia răboaică cu ceva așa pe cap, Cezara are imunitate, are boaica de Cezara, nu va putea fi votată astăzi, Cezara nu va primi astăzi niciun vot. Doamne, aleluia! Mi-am dat seama că o să intre fetele. Ce m-am mai gândit este că am zis, bă, parcă Shelly să zică azi de dimineață ceva cu un top 3. Că top 3 o să zică domnul așa. Mă gândeam, bă, poate în acel top 3 o să intre Cezara, Scarlett și oricine ar fi intrat. Și mă gândeam, bă, o să-mi fie greu să votez. Scarlett, zile și roșie. Mai e nevoie după cum vedeți, da. Se fac acolo de calculele, deja se reconfigurează traseul pe Waze. A fost cel mai bun. Așa a spus Tinu fermierul. Ți se pare că am eu experiență în a strânge că care aburește? Păi da, dar amândoi am șters că aburit. Da, dar poate Tinu avea bucurie la Cezara, ce-ți fac eu dacă așa a zis fermierul. Ești și fata vrăjeală că ne vedem la anul, că ne nu știu ce. Oricum am muncit, felicitări Cezara, chiar ai muncit. Am muncit sau n-am muncit? Da, 100%. Da, mi-a plăcut, dar e foarte subiectiv de ce a câștigat aia, nu știu. Am luat porcul în brațe, m-am jucat cu el, dar aia s-a speriat porcul să o mănânce. Păi zici tu mie că ea s-a purtat cel mai bine, acolo graș. Tinu a considerat că Cezara a muncit cel mai mult și cel mai bine. Păi da, dar cine a intrat la porc și era să moară și... Lasă, a fost mai respir, fermi și-o, trebuie să mai respir. Păi înseamnă Tinu, că n-a făcut ceva bine. Tinu a fost impresionat de capabilitățile Cezare. Iartă întrebare dacă aveți. Nicio întrebare, vă invit la vot, domnul elicopter. Vă rog. Hai, Ticul! Vă pup, sănătate. Let's go! Hai, Cezare, a vot. Cine? Nu-ți mai spun ție. Hai, ești parșivă. Păi eu îi spun ei pe cine votezi și se duce la el. Nu i-am zis niciodată când mi-ai zis. Abil. Am făcut și Pinky Promise. S-a așezat imunitatea la masă. Auzi că vrea să ducă la ăștia la vară. Eu iau un slugă la ui la Budesa. Pe domnul Costi Maxu l-am votat. Dai și tu vreo imunitate pe la Budesa pe acolo. Da, cum să nu. Deci ăștia alianța oricum s-au vorbit pe cine votează. Păi nu, era vorba de personalitatea porcului. Eu am venit cu pace, chiar se vede pe cameră că m-am dus la el și am vorbit frumos. Da, dar simt omul rău ăla. Auzi la el. Mor eu dacă nu zâmbea când am intrat eu, făceam... Făcea... Îl votez iar pe Costi. Domnul Drăcea, a terminat votul, Maia te invit la vot. Câte călcâi are un porc, Erica? Ăsta, Erica, doamne, Cezară. Ne-am prins urechile, ia tu și caută numerele. Ce știi despre porci? Uite, trebuie să știu ceva despre porci. Perioada gestantă la un porc vietnamez? Băi, e aiurea, budesenii o să vadă asta. Budeștenii! Budeștenii! Atenție! Ce votezi, Scarlett? Pe Erica. Pe Erica? Nu, zic eu ce votează. Pe mine, mă, cum a votat Cezara. Nu, Petre Ștefan Berichet votez, nu? Adică vorbea în secret. Eu nu știu ce postați voi pe Close Friends, cum ar veni secretele voastre. Și ale mele și ale tuturor. Stați, mă, explicăm și mie, că nu știu, nu sunt la Close pe nimeni. 3, nu 2. Pe cine vrea să scoți? Pe Iorga și pe Erica, singurele femei care nu sunt prietenele ei. Și pe cine vrea să bagi? Nu știu, așa un băiat mai fan, gen Petre Ștefan, da. Sau Berichet, să mai știi? Sau da, Ștef, da. Costea? Adică, având în vedere că nu am nimic ce poate, nu e pe măsura ei, pe mărimea ei, pot să spun, nu prezint interes. Scarlett cu Maia și cu Cezara. Da, se vopseam acolo, pe cine vreau să scoateți? Eu aș vrea să scot fetele, să aduc niște băieți mai fan, așa, Berichet, nu, Petre Ștefan. Păi cine ai zis Berichet, cine ai zis Petre Ștefan? Asta a spus Berichet. Zic cum a fost, Petre Ștefan. Ce influencer din România ați vrea să fie în Bazhaus, sau în locul unor persoane din Bazhaus? Se poate treabă?
Da. Mă rog, influencer, persoană gen publică. Ștef Costea. Da. Eu zic că Petre Ștefan e foarte fan. Băi, chiar ar fi fost tare să... Eu cred că Berenchet e foarte fan, gen mai fan. De exemplu, Petre Ștefan e super tare. Da. Mi se pare că ar fi adăugat super multă caterincă. Să fie mai mulți bărbați, că nu sunt suficiente pe aici și... Wow. Astea lasă noi de vorbit în partea aia, la insula iubirii acolo. Da. A fost funny să fie și un trepăr între noi, gen. Mm-hmm. Pentru că sunt foarte multe tipuri de oameni. Că nu există tipologia de trepăr. Da, așa, da, și cine da, a... da. Și ne gândeam la cine s-ar potrivi. Și cine a zis Berenchet și cine a zis Petre Ștefan? Eu am zis Petre Ștefan, că mi se pare foarte funny pe TikTok. Așa. Și tu? Și cine ai zis Berenchet? Tot ce pot să spun este că este o ceartă înăuntru pe care eu acum o ratez. Așa că vot rapid către Scarlett. Vrei să aducem filmarea? De cine nu vă place din față? Începe cu I și se cu Ga. Olga. Glumim. Girls supporting girls. Eu nu glumeam. Nu e pe telefonul tău, că altfel nu mai vedeam. Dar bine, și tu postezi pe close, tot în secret, tot văd. Păi pe mine începe să mă afecteze psihic, gen. Toată faza asta unde stau cu oameni care nu... sunt prietenii mei, adică am și prieteni, dar nu toți. Și care e problema că am postat pe close? Păi postez, dar noi pe close ești nesimțită cum ar veni secretul. Dar numai, eu nu mă ascund de nimeni pe close. A, pe ce atunci ce n-ai pus public? De ce n-ai zis păi aici? De ce să pun public? De-aia e close, că am prietenii mei la close. Prietenii cei mei și la toată lumea, nu? Da, și dar care e problema? De-aia nu pun pe public. Unele chestii pun pe public, unele pe close. Gen, alea să fie în secret alea de pe close, noi să n-auzim. Dar și dacă auzi nu mă interesează. Și dacă auzi 55 de oameni, ce secret mai ăsta? Dar nu mă interesează dacă auzi. Ziceți-mă, vreți să vă aducem un trepăr aici să cânte? Păi suntem prea multe femei, nu mai e loc. Uite mă, Erica, e un pic trepăr. Da, dar nu am... Bună seara, o să vă prezint și votul meu. Pe frații mei n-am cum, îmi pare rău. A votat și domnul Costi, invităm la vot pe Iorga. A pus un story despre tine, cineva? Da, și mi-a spus că suntem lipsiți de educație. Cu direcție? Da. Chiar așa e. Păi ce p***a nu spui p***a când se închid camerele, cum faceți față gărești? Ești lipsită de se închid... educație. Păi ce spui acum și nu spui în cameră? Da, spun când vrei tu. Păi că vin eu diseară la 12 da, și spui hai, atunci, la da? 1 dacă bine, vrei. Bine. Ești lipsită de educație și punct, ești ca o țică, efectiv. Păi bine, vin la 12 să-mi spui acolo. Așa iar... ești. Păi îi spui diseară, da? Și calmează-te, că ești bine. La un reality cu camere. Comportă-te normal. Haideți să nu ne mai certăm atât. Mamă. Dacă vede fratele meu Romeo asta, nu la asta niciodată în viața asta. Bă, și vorbești de educație și faci astea. Poți să înjuri, poți să zici orice despre un om, dar nu s-o dai așa. Și am fost foarte chill și mă enerva foarte, foarte, foarte mult, dar n-am zis nimic. Și acum n-am mai putut. Păi și dracu din mine. Noi am auzit că ai folosit un cuvânt anume. Sigur. Da. Nu. E un cuvânt care nu prea poți să-l spui așa, Lic. Bă, nu știu, la mine în oraș... Moment în care asta canel nu s-a mai luat de ele în ultimele 3 zile, normal că au apucat-o pandaliile. Ea are dale de gossip girl în ea, cum ar veni secretele noastre și ea vorbește în telefon. Le-aș da pucioarele afară că nu dispun de nimic și ce facem cu ele aici? Să ne băteze, ne simțitele astea, nu sunt bune. Și Erica, vorbesc foarte serios, n-a deranjat cu nimeni fata aia. Dar mai repede intră Petre Ștefan sau Bereche sau... Da, da. Bă, a fost scandal, s-au aruncat niște vorbe urâte sau... Pereții ăștia sunt din cutii de chibrituri, adică noi auzim orice. Așa te înjură, dar care e problema? Așa te înjură, îl chem la cafele, nu ăla-i pe mâna pe... Deci nu pot să-mi dau seama de ce are impresia că eu opresc din ceva, că am bucurii la ăsta, nu știu care e problema. În episodul următor aflăm despre ce mesaje private este vorba și cum continuă conflictul dintre Maia și Iorga. Dar cel mai important, vom afla cine va părăsi competiția. Pentru prima dată în Buzz House, atât Iorga cât și Maia riscă eliminarea. Chiar în momentul în care tensiunea dintre ele era cote maxime. Nu, să-mi spui tu mie că sunt camere aici, că le iau de camere, că te tot culci odată, nu te culci. Dacă te cuci aici, ai zis ceva. Păi nu te bați, păi eu ți-am spus că nu te bați aici, că-ți bag crauză dacă te bați aici, ce să-ți fac? Nu prea știi ce să faci în genul ăsta de momente, nu știi cum să reacționezi. Mă simt în pericol dacă sunt cu ele, înțelegeți? A fost wow! De la 1 ianuarie, TVA-ul la bilete crește de la 5 la 9%, așadar astea sunt ultimele zile în care poți să-ți iei abonament la Beach Priz la doar 400 de lei plus taxe. Hai și tu la cel mai mare festival urban din Europa de Est!